you yeah. Citim cuvântul Domnului din 2 Ioan, a doua epistola a lui Ioan, pagina 1203 în Sfintele Scripturi. Prezbiterul sau bătrânul către aleasa doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe tatăl și pe fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine i zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voie să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, Cine nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin. Vă rog să ocupați locuri. Iubiți frați surori, epistola a doua lui Ioan este o epistolă scurtă, și spre deosebire de multe altele care au fost adresate unor credincioși, cum ar fi evreilor, filipenilor, romanilor, această epistolă este adresată fără nume unei persoane distinse, o persoană respectabilă, aleasa doamnă. Probabil, o persoană din înalta societate care s-a convertit și căreia apostolul Ioan, ultimul apostol din prima generație încă în viață, îi scrie și se prezintă pe sine ca prezbiterul sau bătrânul. E o doamnă distinsă, respectabilă, este o mamă și soră. Pentru că vorbește despre copiii ei și vorbește despre sora ei. Este o femeie credincioasă. Dar dincolo de personalizarea acestei scrisori a lui Ioan, care se adresează unei persoane specifice, eu cred că această epistolă este un mesaj pentru fiecare credincios, pentru fiecare familie și pentru biserică. De fapt, în această a doua epistola a lui Ioan, omului Dumnezeu vorbește despre confruntarea ereziilor care apăruseră spre sfârșitul primului secol al creștinismului. Dragii mei, cuvintele rostite de Ioan aici depășesc cadrul uh, unei persoane sau a unei familii specifice din vremea aceea. Cred că, și sunt convins, motivul pentru care această epistolă a fost canonizată și apare în Cuvântul lui Dumnezeu este. Pentru că învățătura din această epistolă, care se leagă de ceea ce spune Ioan în celelalte două epistole ale Lui, se leagă de viața noastră de credință, are de a face cu credința noastră. Și în această seară, vorbind despre omul duhovnicesc și despre discernământul Lui, aș dori să împărțim epistola în trei părți, pentru că de fapt ea are trei părți. Începe cu un salut, care de fapt este o caracterizare făcută acestei femei și familiei ei. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care iubesc în adevăr, și acum rețineți, Haideți să reținem câteva cuvinte rostite aici de Apostolul Ioan, pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Dragii mei, când ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu, la învățăturile adevărului Sfânt al Evangheliei, trebuie mai întâi să cunoaștem adevărul. Să cunoaștem adevărul. Cei ce cunosc adevărul și în care rămâne adevărul acesta, așa cum este el. Vă aduc aminte de ceea ce spunea apostolul Pavel lui Timotei și printre multe alte avertizări pe care le scrie Pavel lui Timotei, îi vorbește și despre învățăturile străine. Și în 1 Timotei capitolul 4, de la versetul 1, cuvântul Domnului spune: "Dar duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor." Învățăturile acestea nu sunt doar false. Originea lor este demonică, este satanică. Nu le inventează un om, le inventează cel rău ca să atragă oamenii spre nelegiuire și să-i târască departe de adevărul Evangheliei. De aceea, dragii mei, venim la casa Domnului și vrem să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu, vrem să cunoaștem din ce în ce mai mult acest adevăr, vrem să studiem și să cercetăm cuvântul Domnului, pentru că poporul piere din lipsă de cunoștință. Fratele Adi vorbea mai departe de oameni care poate sincer ar încerca să fie pocăiți sau creștini. Nenorocirea este că ori nu cunosc, ori cunosc greșit, pentru că au fost influențați de învățători care strâmbă cuvântul adevărului. Aceasta este o mare pagubă. Ascultați ce spunea Petru, Apostolul Petru, în a doua epistolă, în capitolul 3. Vorbește despre epistolele lui Pavel. Și când vorbește despre lucrurile acestea, în ele, în aceste epistole, sunt unele lucruri grele de înțeles, hrană tare, de care vorbeam în urmă cu câteva săptămâni, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Dar foarte interesant că Apostolul Ioan leagă dragostea de adevăr. Dragii mei, dacă noi am spune acum că Dumnezeu iubește întreaga lume, avem dreptate sau spunem un fals? Eu cred că avem dreptate, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Sunt însă oameni care nu pot reconcilia în această dilemă a adevărului și a iubirii faptul că Dumnezeu a pregătit un iad. Citatul de mai devreme spunea că Dumnezeu a pregătit iadul pentru cine? Pentru diavol și pentru îngerii lui. Însă foarte mulți oameni care îl resping pe Domnul Isus Hristos care nu sunt născuți din nou, care nu merg până la capăt cu pocăința, care se lasă abătuți de alte învățături, într-o zi vor ajunge în iad nu pentru că Dumnezeu nu este dragoste, nu pentru că Dumnezeu nu iubește, niciodată nu ne putem îndoi de dragostea lui Dumnezeu. Frați și surori, Niciunul din noi n-am fi aici dacă Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos nu s-ar fi întins pe cruce să-și dea viața pentru noi. De ce a făcut-o? Din dragoste! Hristos și crucea sunt expresia iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu. Dar ascultați, Dumnezeu este și drept. Și din nefericire, în vremea de astăzi, oamenii în dorința lor de a beneficia de dragostea lui Dumnezeu, nu mai fac loc dreptății și adevărului lui Dumnezeu. Aici apostolul Ioan, care este supranumit apostolul iubirii, spune, îi iubesc în adevăr, cei ce cunosc adevărul, și apoi în adevăr și în dragoste. Nu se poate. Ăsta e primul mare pericol al învățăturilor moderne. O dragoste lipsită de adevăr. Ei vor dragostea lui Dumnezeu, dar nu vor adevărul lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu le spune că Iisus Hristos a murit pentru ei și îi primește. Dar adevărul lui Dumnezeu le spune că sunt păcătoși pierduți și că trebuie să se pocăiască. Ceea ce prezbiterul sau bătrânul îi spune acestei doamne, care este o femeie respectabilă, cu o poziție socială, care este mamă, este să îmbrățișeze acest principiu al dragostei, dar să nu piardă din vedere adevărul. Adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Scumpii mei, țin minte, în urmă cu câțiva ani, am stat de vorbă cu un frate care a fost invitat să predice la o conferință. Și organizatorii conferinței i-au trimis o scrisoare electronică în care avizau pe toți cei invitați să predice, să nu rostească cuvinte de condamnare, să nu vorbească chiar așa de apăsat împotriva păcatului, să transmită un mesaj pozitiv, să pună accentul mai ales pe dragostea lui Dumnezeu și să evite acele lucruri care i-ar face pe oameni să se simtă inconfortabil. Scumpii mei, a predica dragostea lui Dumnezeu este un adevăr, dar nu este un adevăr complet fără a vorbi de dreptatea lui Dumnezeu. Vă aduc aminte ceea ce spunea Apostolul Pavel în Romani, atunci când avertizează, și am citit nu de mult acest pasaj, ascultați ce spune versetul 22 din Romani 11. Uită-te dar la ce? La ce? La bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Cum este posibil să conviețuiască acești doi termeni în același verset unul după altul? Bunătatea lui Dumnezeu și asprimea lui Dumnezeu. Aceasta este învățătura completă. Dragostea fără adevăr va spune Dumnezeu e bun, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te primește așa cum ești și atât. Este un adevăr, dar incomplet. Și aici spune, uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut. Și bunătate față de tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altminteri vei fi tăiat și tu. Cu alte cuvinte, dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu este condiționată. Oriunde apare în Scriptură cuvântul, dacă este o condiționare. De câte ori am auzit în ultima vreme expresia Dumnezeu ne iubește necondiționat? Nu este adevărat, frați și surori. Promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate. Bunătatea lui Dumnezeu este condiționată, pentru că, auziți, noi putem să afumăm lucrurile un pic să spunem, păi știi că Dumnezeu și atunci când te bate te iubește și Dumnezeu o să plângă așa de mult când o să arunce oamenii în iad, că El totuși e dragoste și îi iubește. Frați și surori, haideți să nu facem confuzie. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de mânia lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o dreaptă răsplătire a nelegiuirii. Biblia spune că răzbunarea este a Domnului. Dumnezeu are dreptul și să se răzbune. Da, El este dragoste, dar aici în roman spune, dacă nu încetezi, să rămâi în bunătatea aceasta, adică să-i respecti condițiile. Aceasta este partea care caracterizează starea spirituală a acestei doamne, a familiei ei, salutarea aceasta, de fapt, în mod subtil, atrage de la început atenția cu privire la niște mari probleme de învățătură, de adevăr, cu care se confruntă această familie și poate și biserică. Și urmează, în partea a doua, o clarificare. Pentru că noi ne-am obișnuit să vorbim în clișee, în noțiuni dar ele trebuie explicate, trebuie clarificate. Și una dintre cele mai vagi noțiuni predicate astăzi este dragostea lui Dumnezeu. Și acum ascultați ce spune în partea a doua de la versetul 4 Apostolul Ioan. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim de biserici și de familii, unii umblă în adevăr, unii nu umblă în adevăr. Mă gândeam la ce spunea fratele Adi mai devreme și să știți că nu întotdeauna este foarte clar cine umblă în adevăr și cine nu umblă în adevăr. Noi am crede în seara aceasta și am face o listă cu tinerii care s-au dus în lume și trăiesc în păcat. Și am spune, ăia sunt unii care nu umblă în adevăr. Însă noi avem discernământ și știm că de multe ori credincioși cu ghilimelele de rigoare care stau pe băncile bisericilor nu umblă în adevăr. Dacă în prima parte, la caracterizarea acestei familii, Apostolul vorbește despre cunoașterea adevărului, despre a cunoaște adevărului, în partea a doua, când începe să clarifice lucrurile, el vorbește despre umblarea în adevăr. Nu numai să cunoști, ci să umbli în adevăr. Acum, e esențial să cunoști, că dacă nu cunoști, nu știi cum să trăiești. Dacă nu cunoști, nu știi să faci voia lui Dumnezeu. Dacă nu cunoști bine voia plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu, n-ai cum să umbli așa cum trebuie. Dar sunt oameni care se opresc la cunoaștere și atenție. Nici măcar ce știu și cunosc nu trăiesc. Oamenii aceștia nu umblă în adevăr. Ei pot să pozeze. Îmi pare foarte rău. s a întâmplat copii care păreau a umbla în adevăr, să aflăm mai târziu că nu prea au umblat în adevăr. Sunt accidente spirituale care se întâmplă, frați și surori, atunci când oamenii ori nu-și însușesc credința, ori dacă-și însușesc, nu trăiesc, nu împlinesc, sunt doar ascultători. Și aici spune, m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la tatăl, și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și acum clarifică. Și dragostea stă, ce înseamnă dragoste? Ce înseamnă dragoste? Dragostea stă în viețuirea, în trăirea, după poruncile Lui. Eu pot să spun că îl iubesc pe Dumnezeu și pot să cânt că îl iubesc pe Dumnezeu, dar dacă nu îi împlinesc cuvântul, dacă nu trăiesc după principiile Evangheliei, rămân la nivelul de vorbe, eu pot să știu despre lucrurile astea, dar dacă nu le trăiesc, nu-i destul. Eu nu onorez și nu cinstesc dragostea lui Dumnezeu decât atunci când împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Ce spunea Domnul Isus Hristos? Voi sunteți prietenii mei dacă împliniți poruncile. Și ascultați, dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, cunoscând adevărul, dar apoi umblând în adevăr. Și aici, dragii mei, apar ereziile. Datorită acestei rupturi, desconectări, între ce cunoaștem și ce trăim. Ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, dacă ne ocupăm cu lucruri slabe, dacă trăim o viață dezordonată și imorală, ce va face Evanghelia adevărată propovăduită aici? Ne va bate ca un ciocan în cap ne va condamna. Noi nu vrem să condamnăm pe nimeni, noi nu vrem să arătăm cu degetul pe nimeni, dar Evanghelia e Evanghelie, adevărul Evangheliei e adevăr. El așa spune. El condamnă păcatele. Și ce se întâmplă cu omul care nu umblă în adevăr? Se simte cu musca pe căciulă și el este ofensat, este deranjat și este supărat. Pleacă de la biserică și spune, mi-a dat în cap, m-a lovit, m-a atacat, m-a judecat și m-a condamnat. Nu, dragul meu, că Domnul Iisus Hristos a spus, nu eu vă judec, ci cuvintele, cuvintele, cuvântul lui Dumnezeu, adevărul. Noi nu putem predica în afara acestor coperți. Și în momentul în care o sumă uriașă de oameni devin deranjați de mesajul curat al Evangheliei, apare cerința schimbării a ceea ce cunoaștem, schimbării a ceea ce propovăduim. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, tot prin Apostolul Pavel, în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura căci va veni vremea. Când va veni această vreme? Deja spre sfârșitul vieții lui Ioan, vremea sosise și vremea este și astăzi. Când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, s-a predicat duminica trecută. Cei vor la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dragii mei, îmi pare foarte rău să vă spun dar a apărut o teologie a închipuirilor. Când baza teologică nu mai este Cuvântul lui Dumnezeu. A devenit o problemă de discernământ, până și cântările pe care să le cântăm sau să nu le cântăm. Știți că teologia din viața multor oameni o stabilește muzica pe care o ascultă? Și muzica înmoaie inima și influențează gândirea. Este creată o muzică, este creată o teologie care să slăbească vigilența spirituală a credinciosului și să-l îndrepte spre nelegiuire. Și atenție, nu există dragoste fără adevăr și nu există dragoste fără neprihănire. Apare acum al treilea pas despre care vorbește aici Apostolul Ioan. Prima dată vorbește despre cunoașterea adevărului, apoi umblarea în adevăr și apoi păstrarea adevărului. Și a treia parte este confruntarea, a fost caracterizarea situației acestei familii, acestei doamne și a familiei ei, Clarificarea ce înseamnă dragoste, dar apoi confruntarea. Pentru că există al treilea pericol. Primul pericol, dragoste fără adevăr. Al doilea pericol, dragoste fără neprihănire. Al treilea pericol, dragoste fără discernământ. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori. Ce vreau să înțelegeți cu privire la amăgitori? Amăgitorul nu are o etichetă pe care scrie amăgitor. Amăgitorul folosește metode foarte subtile de a strecura o învățătură falsă. Pare că sună bine. Că dacă ar suna foarte rău, n-ar primi o nimeni. Spune ele, gâdilă urechile, sună bine, sună plăcut firii pământești. Oamenii spirituali, când aud aceste falsuri, se cutremură. Oamenii firești o primesc pentru că în firea pământească aceste învățături false sună bine. Scump tineri, știu că mai ascultați, știu că vă mai uitați pe la un predicator, pe la altul, știu că vă mai duceți pe la câte o biserică încoace și încolo. Confruntați învățăturile acestea cu cuvântul lui Dumnezeu. Cercetați scripturile, întrebați și vedeți, chiar așa este? Oamenii din Berea aveau o inimă aleasă, nu luați de bun tot ce zboară, că se mănâncă. Cercetați, studiați. Pe Pavel îl puneau la îndoială credincioșii din Berea și uh, sunt caracterizați ca având o inimă aleasă. Nu știu, dacă eu m-aș duce undeva să predic și oamenii au spune, frate, până mâine seară ne punem pe cercetat scripturile să vedem dacă ai avut dreptate și dacă ai spus adevărul, nu e așa că te-ar jigni, ai spune... Pe bine, fraților, m-ați invitat aici, a venit să vă predic și acum, dintr-o dată, toate lucrurile astea le luați la dumicat? Sigur că da. Pavel nu numai că nu s-a supărat, ci a spus, acești creștini sunt într-adevăr aleși, au o inimă aleasă. De aceea tot apostolul Ioan spunea în prima epistolă, în capitolul 4, Preubiților să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Și acum, haideți să vedem care este erezia pe care o confruntă Apostolul Ioan aici o erezie care sub alte forme s-a perpetuat în fiecare etapă în istoria creștinismului. În 1 Ioan capitolul 4, versetul 2 spune, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist. Din nou, e vorba despre Anticrist aceasta nu este o formulă magică pe care în prorocie să o folosim și dacă prorocia se încheie Iisus Hristos este Domnul și a venit în trup, nu e nimic rău cu asta, e o mărturisire bună dar aceasta nu e o formulă magică care imediat transformă o prorocie într-o prorocie adevărată prorocia trebuie judecată și ea după conținutul ei însă aici e vorba de învățătură a fost o învățătură strecurată în primul secol al creștinismului. Și aș vrea să vedem ce spune această învățătură, ca să ne putem feri de ea, că ea este prezentă și astăzi. Nu-i mai zice că Isus Hristos n-a venit în trup, sună puțin diferit. Dar vreau să citesc acest ultim pasaj din epistola lui Ioan, ca să înțelegem că. Ereziile nu pot fi altfel decât confruntate. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă sau la învon. Și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine-i zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele atenție. Scopul acestei învățături este să schimbe învățătura ca să acomodeze un mod de trăire neprincipial. Și vedem imediat lucrul acesta. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voi să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală. Probabil erau acolo lucruri destul de sensibile, poate mustrări. Și apostolul a fost sensibil la istoria acestei familii și spune așa, Nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Și acum, Controversa cu privire la umanitatea și divinitatea Domnului Isus, dacă Isus nu a fost și om, este grav. În primul rând, nu putea fi ispitit ca și noi, nu ne putea înțelege, nu putea experimenta umanitatea noastră, nu putea muri și învia, Dumnezeu nu putea să moară și dacă nu putea să moară, nu putea învia. Nu putea fi mijlocitor. De ce Hristos e mijlocitor între om și Dumnezeu? Pentru că este și om și Dumnezeu. Și nu putea birui păcatul și moartea dacă nu era mijlocitor, dacă nu murea și învia, dacă nu era ispitit. Nu putea birui păcatul și moartea și dacă nu biruia păcatul și moartea, noi nu aveam nicio șansă în eternitate decât la pierzarea veșnică. Trebuie să acceptăm că Hristos a venit în trup. Ce urmărea această erezie? În primul rând, justificarea păcatului. De ce a fost inventată această erezie? Pentru ca să spună următorul lucru. E adevărat că Isus Hristos a fost fără păcat, ca așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. N-a avut nicio zbârcitură, n-a avut nicio greșeală. A fost perfect. Însă atunci când Evanghelia ne cere nouă să fim cum a fost Hristos și în trupurile acestea slabe să trăim sfințenia lui Dumnezeu, cerința aceasta este nedreaptă. De fapt, ceea ce urmărea această erezie, vă rog să observați, conceptul era să justifice păcatul din viața oamenilor. Am rămas șocat. Când am stat cu mai mulți ani în urmă de vorbă cu un credincios care nu credea că lucru cu tare e păcat, că lucru cu tare e păcat, că lucru cu tare e păcat, el credea că credinciosul își poate permite tot felul de indulgențe ale firii pământești, fără niciun fel de consecință. Și am spus, dar cum nu spăcat, păcat? Dar Biblia spune că cu lucruri din astea nu vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și auziți ce citată mi-aduce el zice, nu spune Pavel că nu carnea și sângele vor moșteni împărăția cerurilor? Atenție, frați și surori! Teologii nu mai spun că Iisus Hristos n-a venit în trup dar au ajuns să spună lucrul ăsta în mod indirect atunci când spun că omul nu poate trăi neprihănirea lui Dumnezeu în trupul acesta de carne. Este de fapt justificarea păcatului și doi, spiritualizarea sfințeniei. Că Dumnezeu se uită numai la credința din inimă, că Dumnezeu nu îl judecă pe om după faptele lui și e imposibil să existe o conexie între credința lăuntrică, dragostea lui de Dumnezeu. Dacă stai de vorbă despre cineva, un astfel de teolog și spui, Domnule, uite ce a făcut, știi ce spune? Da, da, îl iubește pe Domnul Isus. Există la ora actuală un capitol întreg în consilierea spirituală care îl învață pe consilierul creștin să stea de vorbă cu păcătosul care se mărturisește și să-l întrebe de o sută de ori, auzi, dar iubești pe Domnul Isus Hristos? Îl iubești pe Domnul Isus Hristos? Îl iubești pe Domnul Isus Hristos? Și dacă persoana aceea îți spune, da, îl iubesc și mai lăcrimează și îl iubește și am drăgostit de Domnul Isus Hristos, nu-i nimic că te iartă, lasă, o, oh, ba unii spun, și eu sunt păcătos, și eu greșesc. Mai frați și surori, una este slăbiciune și alta este trăirea în păcat. Una este căderea deodată și alta este trăirea cu voia în păcat, păcătuirea cu voia. Când omul conștient comite, repetă și repetă același păcat. Una este accidentul spiritual și cu totul altceva este stilul de viață. Această spiritualizare a Sfințeniei lovește în neprihănirea Domnului în trup. Ascultați, haideți să vedeți, și textul acesta este de multe ori subiect de controversă, pentru că este înțeles și interpretat foarte greșit. 1 Timotei 3, cu 16. Ascultați, vă rog, ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Ce înseamnă evlavie? Evlavia este trăirea în afară a ceea ce este înăuntru, sfințenia trăită în exterior, arătată în exterior. Cel ce, e vorba de Isus Hristos, a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul. Mă opresc aici. A fost arătat în trup și a fost dovedit neprihănit în Duhul. El era Fiul lui Dumnezeu. El era Sfântul lui Dumnezeu. Vorbeam dimineața despre ceea ce a declarat acel îndrăcit despre El. Tu știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Cum a fost dovedită Sfințenia Lui în Duhul? În trup, frați și surori, în viața Lui practică. Dovada că este neprihănit în Duhul, a fost prin arătarea neprihănirii în trup. Le citesc ca să înțelegem logic ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce a fost arătat în trup. Păi, oamenii n-au văzut Duhului, n-au văzut interiorul. Întrebarea mea, știu eu interiorul tău ce e acolo? Tu vii și îmi spui, eu îl iubesc pe Dumnezeu și am citit mai devreme. Cine iubește pe Dumnezeu, ce face? Păzește poruncelul lui, de ce ne dă ecuația aceasta cuvântului Dumnezeu? Ca să putem să ne convingem de dragostea ta față de Dumnezeu prin faptul că vedem cum trăiești. Și ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu este că Isus Hristos a fost neprihănit în Duhul, dar asta era doar o declarație, era doar o afirmație. Eu sunt sfânt, eu sunt curat, eu sunt neprihănit. Cum s-a arătat acea neprihănire în Duhul? S-a arătat în trup. asta e taina Evlaviei. Și ce spunea Domnul Iisus Hristos la un moment dat într-o discuție cu farisei și cărturarii? Pentru că în fața lui a fost adus un olog. Și oamenii se uitau să vadă ce va face cu el. Și el îi spune, Fiule, iertate îți sunt păcatele. Acum, omul acesta avea nevoie de picioare, avea nevoie de vindecare. Avea nevoie de o minune. Și Domnul Isus vine și spune, fiule, iertate îți sunt păcatele. Mare supărare între cărturari, farisei, cei prezenți acolo care au spus, Cine este acesta care să ierte păcatele? Că ei știau că păcatele pot fi iertate de Dumnezeu. De fapt, când Domnul Iisus Hristos a spus, iertate sunt păcatele, El a spus, eu sunt Dumnezeu. Și Domnul care le cunoștea gândurile și șușotelile spune așa. Hai să vă propun o ecuație simplă. Ce este mai ușor a zice? Iertate-ți sunt păcatele sau Ridică-te, scoală-te, ia patul și umblă. Acum, dacă un om e responsabil, nu-și poate permite să-i spună altuia, iertate-ți sunt păcatele, pentru că păcatele le iartă Dumnezeu. Eu nu pot să spun cuiva, eu ți -er ție păcatele, eu pot să-ți -er greșelile tale față de mine, dar eu nu pot să-ți -er păcatele. Eu te pot îndemna către Domnul care iartă păcatele, dar eu nu pot ierta păcatele nimănui. Una din marile erezii ale bisericii tradiționale este că în afară de Hristos, oameni s-au făcut intermediari, mijlocitori între om și Dumnezeu și s-au declarat pe ei înșiși că iartă păcatele. Ei săraci nu și le pot ierta fraților pe ale lor, dar rămite pe ale altora. Dar Domnul Iisus Hristos, atunci când a spus ce e mai ușor, atenție, a zice. Păi, fraților, eu cred că e mai ușor să zici iertate-ți păcatele. A zice, nu a iertat păcatele, a zice. Cine poate verifica dacă s-a întâmplat sau nu lucrul ăsta? Pentru noi, oamenii, e mai ușor a zice, că facem atâtea declarații, declarăm pe atâția în atâtea feluri. E ușor să zici, iertate-ți în păcatele. Cum se poate verifica lucrul ăsta? Și atunci auziți ce spune Domnul Isus. Dar ca să vedeți, să vă convingeți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, ție -ți zic? Ridică-te, scoală-te, ia spatul și umblă mărit să fie numele Domnului. Că dacă eu acum iau un om întins pe un pat și îi spun iertate-ți sunt păcatele, nu-i chiar greu să-i zic asta, că or fi, or n -or fi iertate. Nimeni nu-i poate face o operație pe viu să vadă înăuntru lui cum e inima, nu știu dacă îi face, e vorba de o treabă spirituală, duhovnicească. N-ai cum să-i faci o radiografie tu, să știi dacă i s-au iertat sau nu păcatele în mod instantaneu, când am zis eu, iertate-ți sunt păcatele. Dar, dacă îi zic în numele lui Isus Hristos, ridică-te, scoală-te, ia spatul și umblă, că scăm toți acolo, ia să vedem, se ridică sau nu se ridică. Pentru că e un lucru care poate fi verificat, care poate fi dovedit imediat. Acum, dragii mei, ce spune textul din 1 Timotei, capitolul 3, e următorul lucru. Hristos a venit neprihănit în Duhul, sfânt, curat și așa a rămas toată viața. Dar lucrul acela nu putea fi dovedit, era doar o afirmație, era doar o declarație. Până când Hristos într-un trup ca al nostru, nu trăia viața de neprihănire în totalitate, în desăvârșire, trasându-ne și modelul și standardul la care să ne raportăm. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Iată, dar, erezia aceasta, Urmărea justificarea păcatului și spiritualizarea sfințeniei, golirea sfințeniei de realitatea ei practică. Și uitați-vă, vă rog frumos, la teologiile de astăzi, care învață pe oameni că nu contează unde au fost, nu contează ce fac. Noi știți ce avem, de fapt? Noi avem un bon permanent pe care ne ducem un un cupon de indulgență, un card în alb, un cec în alb. Asta spune erezia asta. Și că nu contează ce faci, duminică țuști în față, la pocăință, te-ai predat din nou Domnului și ai dat pagina și este din nou o pagină complet goală. Ei da, când omul vine din lume și când se pocăiește, și eu îi spun, nu contează unde ai fost, nu contează ce ai făcut, nu există o groapă atât de adâncă în care să nu ajungă până la fund brațul salvator al Mântuitorului să te scoată de acolo. Nu există un păcat atât de mare și de grav pe care să-l fi, să, să fi săvârșit, pe care Hristos să nu-l poată ierta și spăla în sângele lui, dar după ce ai fost spălat și albit și ai încheiat legământ că îl vei sluji toată viața, frate, soră. Înțeleg că suntem slabi. Înțeleg că trăim în firea aceasta neputincioasă. Dar cuvântul lui Dumnezeu trage o linie clară de demarcare. Între ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu buzele, și ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu viața, între ce înseamnă credința și dragostea din inimă, și ce înseamnă Evlavia trăirilor în mod autentic și practic ca stil de viață, în ce înseamnă să greșești din greșeală. Și știți care este atitudinea unui om care greșește din greșeală? E devastat, e distrus. Se căiește pentru cele mai mărunte lucruri de parcă ar fi făcut cele mai mari atrocități. Pe când cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o categorie de oameni care cu dezinvoltură comit păcatul, despre ei spune Biblia că beau nelegiuirea ca apa. De aceea, scumpii mei, să fim veghetori. Pentru că consecințele acestei erezii sunt grave. În primul rând, unii nu umblă în adevăr. Biblia spune: I-am găsit pe unii că umblă în adevăr. Ceilalți nu umblă în adevăr. Doi, unii nu l-au pe Dumnezeu să fim biserică și să nu-L ai pe Dumnezeu. Să vii la biserică și să nu-L ai pe Dumnezeu. Ce tragedie! Ce tragedie! Nu l-au pe tatăl și pe fiul. Și apoi, unii își pierd răsplata. Frați și surori, m-am gândit și m-am răzgândit și în nota aceasta aș vrea să închei. Bun. Dacă îți pierzi doar răsplata, că spunea Apostolul să avem o răsplată de plină, să nu ne pierdem din ea. Ce înseamnă asta? Atunci când învățătura noastră, când ceea ce clădim în slujirea noastră, nu-i apropie pe Dumnezeu. În sfințenie, nu-i apropie pe oameni de Dumnezeu în sfințenie și în neprihănire și în evlavie, lucrarea noastră este paie care ardă în foc. Lemn, trestie și paie. Și știți ce se întâmplă cu un asemenea om, spune apostolul Pavel în Corinteni? Va fi mântuit ca prin foc, dar își va pierde răsplata. De aceea prealeasă Doamnă. Biserică, familie, părinți. Ca să avem o răsplată de plină. Să învățăm, mai întâi să credem noi și apoi să învățăm pe copiii noștri să trăiască în neprihănire. Să învățăm poporul Domnului ca a iubi pe Dumnezeu înseamnă să fugi de nelegiuire. Tu nu poți să declari că o iubești pe soția ta și să ridici mâna la ea. Tu nu poți să declari despre soțul tău că îl iubești și să nu-l cinstești și să nu-l respecti. Tu nu poți declara despre părinții tăi că iubești dacă nu-i asculți dragostea ta este doar vorbe. Și avem soții sătule de declarații de dragoste, care n-au acoperire în practică. Soți sătui de declarații de dragoste, care n-au acoperire practică. Părinți care sunt sătui de I love you, fără ascultare. Și avem un Dumnezeu sătul de oameni care îl iubesc de nu mai pot, care îi cântă dragostea lor, care îi declară dragostea lor, dar care trăiesc după voia unui alt domn și în simbria unui alt domn. În seara aceasta, aș vrea ca Dumnezeu să ne dea acea bucurie de plină. Și omului Dumnezeu Ioan spunea, aleasă, Doamnă. M-am bucurat când am văzut pe unii din copiii tăi trăind în adevăr. Și la sfârșit spune, aș vrea să ne vedem, să ne întărim în credință, să ne îndemnăm la fapte bune, pentru ca bucuria noastră să fie deplină, pentru ca răsplătirea noastră să fie întreagă, pentru ca viața noastră să sfârșească în împărăția lui Dumnezeu, o viață veșnică, o viață fericită, o viață plină de răsplătirile sale. Și nu pot să nu spun și lucrul ăsta dacă cumva în seara asta, nu știu de ce noi pocăiții vrem locul preșului de după ușa raiului. Auzi, știi ce? Să fiu mântuit ca prin foc nu-mi trebuie nicio răsplătire. Lasă iar răsplătirile alții. Lasă le pună lor multe cununi pe cap. Eu, dacă o să fiu, știu eu, ceva așa pe acolo, prin rai, să mă plim și eu pe acolo. Nu-mi trebuie nicio poziție, nu-mi trebuie nimic. Ai grijă, frate și soră, cu atitudinea asta, că tot pierzând la răsplată s-ar putea la un moment dat să-ți pierzi mântuirea. Tot renunțând la lucrurile care ți aduc răsplătire, să te trezești că ai renunțat și la lucrurile care îți păstrează bunătatea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Așa să seară să cerem Duhului Dumnezeu să pună în noi discernământ, un discernământ sfânt, o, o deosebire între învățătura adevărată care este despre și duce la Evlavie și la neprihănire și învățăturile stricate ale lumii acestea care ne învață că putem să intrăm cu navala, dar nu o navală în sensul că mântuirea e accesibilă pentru toți oamenii, ci că mântuirea e accesibilă oricum. Nu! Să punem dar, frați și surori, accentul pe o viață curată, pe o viață neprihănită, că asta este Evanghelia adevărată și nu există dragoste fără adevăr, nu există și nu va exista niciodată dragoste fără neprihănire și nu există dragoste adevărată fără confruntarea învățăturilor mincinoase a ereziilor care se împotrivesc adevărului sfânt. Ne rugăm cu toții!